Ok. Salutare tuturor și bine v-am regăsit în această zi de sâmbătă. Chiar dacă este weekend, se întâmplă lucruri extraordinare în spațiul cripto și, drept urmare, trebuie să discutăm în acest video despre ce s-a întâmplat. Pe lângă asta, un airdrop la care am participat cu toții s-a terminat și vreau să vă arăt cum puteți verifica câți tokeni ați primit. Dar înainte să începem, apasă tare pe butonul acela de like și lasă și un comentariu pentru că mă ajută tare mult și îți mulțumesc pentru acest lucru. BlackRock, o companie imensă care se ocupă cu administrarea de active, și-a actualizat ETF-ul Bitcoin Spot pe 5 aprilie, adăugând 5 mari firme de pe Wall Street ca noi participanți autorizați. Aceste firme noi sunt ABN AMRO Clearing, Citadel Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs și UBS Securities. Ei se alătură altor participanți autorizați care erau deja în ETF, cum ar fi JP Morgan sau alții. Acești participanți autorizați au un rol important pentru că ei pot crea și retrage acțiuni din ETF, asta în funcție de nevoie. Adăugarea acestor firme mari arată că acestea vor acum o parte din acțiune și sunt acum de acord să fie asociate public cu asta. Mecanismul de creare și retragere de bani pentru ETF-urile Bitcoin a fost gândit pentru a reduce riscul de manipulare a pieței. În loc să se ocupe direct cu activele de bază, în cazul nostru Bitcoin, participanții lucrează cu banii cash. Această abordare ajută la prevenirea manipulării prețurilor pe parcursul zilei și a fost urmată de BlackRock și de alți administratori mari de active după îndrumările de la SEC. ETF-urile Bitcoin au avut un volum mare de tranzacționare în martie, ajungând la 111 miliarde de dolari, deși unele analize sugerează că cererea pentru acest produs se răcește. Fondul iShares Bitcoin tras de la BlackRock continuă să domine volumul de tranzacții și activele sub administrare oricum. Gândește-te la un fond ETF ca la un coș de cumpărături în care poți pune diferite lucruri, în cazul acesta Bitcoin. BlackRock este ca un magazin mare care vinde aceste coșuri. Ei tocmai au adăugat niște prieteni noi și importanți ca și Goldman Sachs și Citigroup, care pot să cumpere sau să vândă coșurile de cumpărături. Este ca și cum ai avea niște prieteni foarte influenți care te ajută să-ți vinzi și să-ți cumperi coșurile mai bine. Pentru spațiul cripto este foarte important pentru că arată că firme mari și serioase sunt interesate de Bitcoin, ceea ce poate face ca mai multă lume să le folosească și să le încredințeze banii. Este ca și cum Bitcoin ar fi invitat la o petrecere mare unde toată lumea importantă vrea să participe. Să țineți cont că acest lucru este destul de pozitiv și pentru Ethereum, pentru că anul acesta sunt șanse să vedem aprobat și un ETF pe Ethereum Spot, ceea ce din nou mi se pare un lucru foarte bun pentru spațiul cripto în general. Însă singurul lucru la care mă gândesc este să nu rămână altcoinurile în urmă, pentru că atenția o să fie îndreptată spre Bitcoin și respectiv Ethereum când o să fie lansat ETF-ul. Vreau să fac și un mic update la farmingul de pe Bybit, care mi se pare foarte profitabil dacă nu ai 10.000 de euro de farmat, mai ales pentru cei care au stablecoin disponibil. Uitați-vă și voi, launchpool-ul ENA are pentru stablecoin APR-ul de 361%. Dacă mergem un pic mai sus și ne uităm la staking history, să vedeți exact ce rezultate am avut până acum, ne ducem aici la staking history și puteți observa că în 2 aprilie, la ora 11, am pus la farming 1000 de dolari. După prima zi și puțin, am primit 17,2 tokeni ENA. Chiar în ziua aceea am mai adăugat încă 250 de dolari care erau în celălalt launch pool unde câștigam mult mai puțin. Și de atunci, zi de zi mai primesc câte 12,8 și astăzi, sau mă rog, la ora 2 noaptea, da, chiar astăzi, am mai primit încă 12,5. Aici puteți vedea, am farmat până acum de 47,69 de dolari, un total de 42 de tokeni ENA care valorează aproape 50 de dolari. Dacă ne întoarcem înapoi la launch pool, să țineți cont că mai avem încă câteva zile de farmat, respectiv 2 zile și 20 de ore, deci nu este încă târziu dacă vrei să participi. Eu estimez, nu știu sigur dacă o să fac chiar 100 de dolari, însă cred că o să mă apropii de 70 de dolari destul de lejer. O să vă prezint oricum rezultatul și la final. Dacă aș fi farmat cu 2000 de dolari, reward-ul ar fi fost dublu față de ce am obținut până acum și singurul risc care există este să dispară Bybit. Dacă dispare Bybit, într-adevăr o să-ți pierzi criptomonedele, însă dacă te duci pe CoinMarketCap și vezi că Bybit este exchange-ul de pe locul 3,
Te gândești că nu sunt extraordinar de mari șanse ca Bybit să dispară, mai ales că eu nu am auzit până acum niciun scandal despre Bybit. Apropo, Bybit este partenerul acestui canal, iar dacă îți creezi un cont folosind linkul din descriere, depui minim $100 în primele 7 zile, o să primești după ce se termină luna aceasta un bonus de 20 de USDT cu care poți să faci ceea ce vrei tu. Însă trebuie să nu ai un cont creat deja. Pe lângă asta, dacă faci primul trade și cumperi orice cantitate de tokeni ENA, o să ai șansa să câștigi 200 de tokeni ENA airdrop, care valorează $200. Mai multe detalii găsești în linkul din descriere acestui videoclip. Bun, și legat de airdrop-uri, v-am spus într-un videoclip trecut de airdrop-ul Everyworld, am postat și pe Twitter și pe Telegram, în cazul în care acum auzi prima dată despre acest airdrop, îți recomand să te alături atât pe Telegram folosind linkul din descriere care este gratuit sau și pe Twitter, pentru a nu mai rata și alte airdrop-uri. Acest airdrop se putea farma gratuit folosind Twitter și Discord, tocmai ce s-a terminat și pe site-ul lor, stați două secunde, deci nu mai intri pe site-ul lor, apeși aici să te ducă la profil și apeși aici pe View Every, o să vezi câți tokeni o să primești. Eu o să primesc 1713 token și puteți observa că o să putem da claim în 15 aprilie, adică într-o săptămână și ceva. Tokenul este deja listat pe Bybit și se tranzacționează la $0.086. Dacă împărțim la 1712 tokeni, asta înseamnă aproximativ $150 pentru că am postat o săptămână sau două săptămâni pe Twitter, numai punând un hashtag. Să țineți cont că se poate obține airdrop destul de bun, chiar dacă nu ai un cont de Twitter mare. Este un membru la mine pe canal care s-a apucat și el de airdrop exact în perioada când eu l-am postat și totuși l-am postat destul de târziu, nu am participat de la început. Nu are mulți urmăritori pe Twitter, dar a interacționat foarte mult pe Twitter, dădea comentarii la alții, făcea și el postări și a făcut și misiunile pe Discord. El o să primească 5.000 de token, care sunt peste $400. Eu nu am făcut deloc misiunile de pe Discord și asta se pare că m-a costat puțin. În cazul în care vrei să faci și tu parte din comunitatea noastră și să nu ratezi oportunitățile viitoare, îți recomand să te alături ca și membru și să te alături în grupul de Telegram pe care îl găsești în tabul de comunitate. Suntem deja aproape 60 de membri și țin să vă mulțumesc public tuturor pentru suportul vostru. Să țineți, vă rog, cont că nu este obligatoriu să vă alăturați ca și membru, este doar pentru cine își dorește să susțină canalul și să primească ceva mai mult în schimb. Airdrop-urile oricum le postez pe toate în grupul de Telegram de anunțuri, care este gratuit pentru toată lumea. Însă acolo nu o să putem discuta, pentru că este un grup de anunțuri. Cam atât pentru astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Nu uita să te alături pe Telegram și pe Twitter, găsești link-urile în descriere. Dacă îți dorești, poți să devii și membru și o să ai acces la niște beneficii extra. Bineînțeles, dacă nu ai cont pe Bybit și vrei să beneficiezi de bonusurile despre care am discutat, creează-ți un cont cu linkul din descriere și urmează toți pașii și la finalul lunii o să primești bonusul, însă cu mențiunea, dacă poți, să nu retragi banii până când o să intre bonusul. Bun, și noi ne auzim data viitoare. Vă doresc o sâmbătă faină tuturor și un weekend fain. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.